De atunci... Deci, continuăm. Vreau să investigați cadavrul, nu? Da. Pe unde a intrat gluntele? Da, vreau să investigez cadavrul. Vreau să văd din ce parte a venit gluntul. Ok, stai mult. The corpse. E nasigur că am scris undeva aici chestia. Cadavrul, da, aici este. Aha. Ok, Intelligence plus Investigation. Sau, dacă vrea și Lambert, dați-mi amândoi. Ce să dau? Investigation. Intelligence cu Investigation. Exact, Intelligence Investigation. Trei succese. Nu prea ceva așa, dar dau. Cine știe. Bert, tu vezi că tipul a fost împușcat dintr-o distanță foarte scurtă, fiindcă gara este foarte mare. Pistol de calibru chiar foarte mare. Poți să vezi un trabuc care a fost așa presat în mâna tipului. Tipul a presat așa în mână. Și pare că a încercat să burn down niște papers care erau acolo pe desk. Dacă ne uităm la hârtii, se mai vede ceva scris sau... Nu prea apare nimic important, pachete de inversii pe bursă și conturi bancare. Putem să luăm totuși asta dacă găsim un plic, ceva, o... Dacă vreți, puteți să-l perchezați. Ok, îl pipăi. Da. Ok, dăm un Perception plus Investigation. Patru succese. Ok, patru succese. Găsești un... găsești portofelul, care are în portofel $200 cash și are un carnet de identitate care îl identifică ca Julian Curry. Pune acolo 1.9 statură, vreo 100 și ceva de chile. Și testul poți să-l vezi tu cam cum este. Mort. Ok, pun la portofelul, mai puțin banii. Îi sustrag așa lent, adică până observate. Lambert, așa învață pe voi în Canada? M-a văzut? Da, normal, e lângă tine. Ok. Eram lângă el. Îi dă 100, n-ai văzut nimica. Așa vă învață pe voi în Canada să nu împarți cu... Îi dă 100, n-ai văzut nimica. Ok, iau banii. Ok. Și Casiu se uită. Cassius, nimic. Este catatonic, practic. Se uită la noi. Ok. Găsiți, dacă îmi dați un Perception plus, sau nu, sau da, un Perception plus Academics. Dați-mi un Perception plus Academics. Patru succese. Ok, Lambert, tu vezi în librăria din office, biblioteca. Vezi o mică carte cu copertă groasă, care nu are niciun distintiv, care este pus cu fir așa de aur și care este închisă total. Pare foarte veche. Eu mă apropii de ea. O iau în mână. Ok, o deschizi? Da. Păi, în prima pagină citești așa, jurnalul amiralului Turney. Putem da un history ceva? O... Nu prea are multe chestii interesante. Practic este o retrospectivă a acestui vampir care... contra lui Lodin, care spune că n-a punctualizat anumite puncte foarte importante despre vampir când a devenit prinț, s-a referit așa foarte lejer la ea,
Dă-mi câteva chestii despre societatea vampirică. Dacă vreți, poți dați un intelligence plus ocul ca să învățați mai multe despre World of Darkness. Da. De ce nu? Ok. Da. Ok, tu nu vezi nimic. Lambert, tu înveți două, trei chestii la alegerea ta. Ori poți să înveți mai profund despre oamenii lupi, ori poți să înveți despre ceva basic despre magicieni. Despre lupi. Ok. Când vrei să știi informația, îmi spui și eu ți-o da. Dau. Lodin, chiar vedeți că a pus o ceva la sfârșitul jurnalului care spune: dedicat lui Rourk, un servitor foarte loial care a sacrificat viața sa ca să-mi da această carte fără valoare. Rourk. Notez numele la mental. Poți să-l pui în carnețel. Ok. Unde mai aveți să vă mai duceți? Trebuie să mergem un pic la ușă, cea care a fost scoasă din țâțâni. Ok, vedeți, deci camera principală lui Lodin, nu? Da. Okay, vedeți o ușă care a fost scoasă cu o forță incredibilă din balamale și având în vedere, încercați să o luați de pe pământ? Ce face? Încercați vreunul să ridicați ușa? Testează-ți forța. Hmm? Testează-ți forța să văd dacă ești în stare cumva. Poate chiar am fost noi și am uitat. Ce? Am obosit. Am alergat pe scări. Poți să dai un strength sec dacă vrei. Strength. Am la strength parcă 4, a? Ah. Pot să dau... mă rog. R4 de 10. 1. Niciun... Da, bine, practic niciunul. Încerci să o ridici, dar vezi că... Na, n-ai forță în brațe, nu poți. Prea grea pentru tine, oțel pur. Încerci și tu, Lambert? Da. Ia uite. Ok, Lambert, tu o ridici cam un milimetru, de-abia o simți. Este o ușă incredibil de... Are cel puțin o tonă are. Ne-a văzut Beltezar făcând asta? Da, și vă întreabă ce faceți, mă, jucați, da, forțoșii? Ne dovedim nevinovăția. Ah. Beltazar, vezi, mă, tu reușești să ridici ușa asta să mor eu dacă pot. Ok. Ia, hai să vedem dacă pot eu. Ia. Îl vedeți pe Baltazar cum se apropie. Dă și el un rol. Ok, vedeți că Baltazar o ridică așa un centimetru mai mult sau mai puțin și spune... Oh! Prea puternică, bă, frate. Uh-huh. Și dați-vă seama că ăsta care a intrat a luat-o din balamale, deci trebuia triplu forță. Ok, mă uit până jurul și pe cadru să văd dacă sunt cumva urme de gheare. Ce crezi că ar putea să... Sunt două lucruri care ar fi putut să facă asta, doar două lucruri. Un lup foarte bătrân sau un vampir foarte bătrân care doar ce a mâncat un sat. Ok, Baltazar spune, dar ce știi tu, mă, despre lupi? Oh, destule. Mă uit în jur să văd dacă sunt cumva urme de gheare pe ușă sau pe cadru sau pe ceva. Dă-mi un perception plus ocult. 4 succese. Nu vezi nimic anormal. Sunt niște ceva urme de gheare, dar nu sunt gheare de animal. Sunt par unghii de om. Cât de cât. Știu destul despre lup, să știu că un lup... are gheare care nu ar necesita manicură ca astea. Și arată așa pe urmele de pe ușe, de pe ziduri.
Ăsta care a luat ușa în balamaia trebuie să facă multă forță, după cum văd eu. Da, foarte multă. Normal de multă. Cunoști aveți vreo teorie? Cunoști oameni prin Chicago, de-ai noștri, care să fie chiar atât de forțoși? Adică normal de forțoși chiar și pentru noi? Mă, eu nu știu dacă vreți să-mi dau așa părerea și spune asta, eu zic că a fost un Matusalem, bă. Și ce pe așa să râdă. Și dacă ce vreți să... întreb eu? Din experiența ta vampirică știi dacă un Matusalem este un vampir din generația mai mult sau mai puțin a treia sau a patra, deci fix după antideluvien, fix după cei care au făcut clanurile. Și dați-mi chiar un perception plus empathy. Trei succese. Ok, Lambert, îți dai seama că a zis-o în glumă, tipul. Încep să-l da. Să poate a fost Kane. Și când spun Kane, așa deodată nu mai râd, adică sunt așa stone face, Kane. Poker face. Da. Ce, tipul, amicul tău ăsta e credincios? Asta? Bă, nu știu în ce crede el, dar credincios e. Nu știu. Deși ai humanity path, așa că nu prea ar trebui să te ai Kane path, așa că... Dar sunt conștient că de la Kane venim, nu? Da, dar vampirii din ziua de azi nu prea sunt așa în vogă cu Kane, nu, nici nu prea îl menționează și dacă îl menționează e așa în gen cum îl menționăm noi pe Dumnezeu în... O, Dumnezeule! Mm-hmm. Practic sunt cam toți necredincioși. Suntem ca societatea din ziua de azi. Mm-hmm. Nihilistă. Exact. Putos nihilistas. Mm-hmm. Ok. Dă-mi un intelligence plus investigation la îndoi. Dificultate 8. Ok. Trei succese. Ok. Lambert. Deși eu oricum nu... Oricum n-am decât intelligence, am investigation. Deci... Ok, Lambert, deci tu îți dai seama cu abilitățile tale de investigație, încep să te uiți prin dormitor, încep să dai totul jos, încep să te uiți sub covoare, sub mese, sub pat, încep să te uiți peste tot și îți dai seama că a fost un singur om cel care l-a sequestrat pe prinț. A fost unul singur. Asta a fost toată opera unui singur individ. Unul singur extrem de puternic. Unul. Da, și pentru asta vezi că au fost, covorul este așa rupt, mobila este dată la o parte așa foarte violent. Clar a fost lupt aici, s-a bătut. Nu prea crezi, fiindcă Lodi era pe zigo, Lodi era, dormea. Ah. Clar cineva a urât foarte mult mobila. Și vezi că este chiar un calculator în sală. Apropii de el. Pipăi. Ok, dăm intelligence plus computers dificultate 9. Minus 1 succese. Okay. Ok, dacă vrei poți să-mi dai încă o dată. Ok, mă încerc încă o dată. Dai cu... 3 succese. Ok, și înainte... Acum am pus blood. Anterior pusesem. Oh. Ți-ai luat blood? Da. Ok. E un succes, de fapt. E dificultate nouă, dificultate nouă ai zis. Da, corect. Deci e un succes, doar 10 ăla. La doua n-am pus 9. Da, ok. Deci, data trecută ai dat cu capul de calculator, te-ai împiedicat și ai dat capul de el. Ușor le-am făcut. Să nu distrugem dovezile, adică... Nu. Ok, vezi că sunt o grămadă de fișiere, îți dai seama că calculatorul are, mamă, îți dai seama că are un hard disk de 80 de mega. Chestia asta este masivă. în 92, deci era ceva pe vremea aia. Avea bani tipul, nu? Normal, era prinț. Ok, dacă vrei să găsești ceva chiar
Trebuie să-mi dai un Wits plus Security 6. Plus Security. Așa. Trei succese. Bravo. Găsești un calculator. Da. Da, găsești în calculator un fișier plin cu informație despre toți vampirii care sunt în oraș. Deci generație, clan, nume, ocupație, dacă sunt anarhiști, dacă sunt cămărilă, deci toată lumea este acolo. Acum... Întreb Lambert, poți să faci o copie după informațiile astea, să le avem și noi, că par folositoare. Howard, vocile îmi spun că peste 20 de ani va exista ceva numit flash drive și am putea face asta, dar acum, dacă îl ți-ai ocupat puțin pe șerif, aș putea că să iau hard-discul? Dacă vrei poți să copiez astea într-un floppy disk, dacă îmi dai un lac. Mă uit pe-n buzunare să văd dacă am un floppy. Sau poate găsim pe acolo 96. O floapă. Ufu. Ok, găsești un sertar lângă calculator care este plin ochi cu floppy discuri. Jackpot. Ok, vrei să copiezi arhivele? Mă uit mai întâi să văd dacă dau pe acolo prin date de un vampir care să fie de-a dreptul forțos, adică monstruos de forțos ca să facă așa ceva. Poate îi ține în evidență. Vezi pe un fișier ceva care spune s-a avistat Matusalem în Mexico, trebuie să fiu atent la asta. Nu mai scrie nimic. Cum? S-a ce? S-a găsit? S-a văzut așa sporadic un Matusalem în Mexic. Trebuie să fiu atent la asta. Interesant. Apropo, ca să poți să copiezi asta, cineva trebuie să-l țină ocupat pe șerif, fiindcă nu prea aveți voie să intrați în acel calculator. Ok, înainte okay, să încep să copiez, mă mai uit, mă gândesc, prințul ăsta ar fi avut și el un sistem secundar de securitate pentru camera lui, adică să știe el de-a lui. Dă-mi un perception plus security. Tu vrei să vorbești cu șeriful Howard ca să-l ții ocupat cât timp Lambert copiază? Da, da, vreau să vorbesc cu el. Ok. Vreau să-l iau așa și să-i zic că, mai am văzut că te uitai și tu la tablourile alea de pe hol. Aha, uite ce vrei să spun? Da, uite, sunt frumoase, par foarte realistice. Băi, îți place pictura așa, adică ai simț pentru frumos? Că știu că nu ești toreador, dar asta nu înseamnă că nu poți avea și simț pentru frumos. Dar tu de unde știi, mă, ce nu sunt eu? Am eu așa un flair când îi văd pe cei de neam cu mine. Așa un pic. Eu nu le-am prea mult cu pictura, dar le-am foarte mult cu filmele. Cu filmele? Ce filme îți plac? Care e regizorul tău preferat? Filmul lui preferat? Regizorul. Cred că așa Sergio Leone. Sergio Leone, băi, e bun. Uite, mie îmi place Tarkovski foarte mult. Adică, bă, deci rușii ăștia o fi cum o fi comuniști nenorociți. Băi, dacă îmi vine vorba de artă, măi, n-ai ce le zici. Asta e, sunt plin. Tarkovski e, după părerea mea, cel mai mare regizor. Ai văzut vreodată Solaris? Solaris, nu cred că am văzut-o, dar am auzit de ea. Singurul pe care l-am văzut din dealul ăsta care zici tu, Tarkovski, cred că a fost ăla, cum îi spuneam... Călăuza? Nu, era unul îi spunea Stalker, cred că îi spunea. Da, Călăuza. După un roman de frații Stugarski. E după o carte. Da, e după carte. Păi și Solaris tot după o carte e făcută. Bine, lui Lem nu prea i-a plăcut varianta lui Tarkovski, deși a zis că nu s-a uitat decât la prima jumătate de oră, dar a zis că nu-i place că a schimbat mesajul filmului. În carte, de fapt, este alt mesaj. Este despre
Știi, și tot vorbesc, îi vorbesc acolo, țin de vorbă la bulesc. Independent așa de cum e, mereu e mesajul să fie diferit al cărții, fiindcă vrea să transmită un mesaj diferit filmul, nu vrea să fie fotocopie. Bineînțeles, așa este, dar vezi tu, în viziunea lui Tarkovski, practic umanitatea atunci când vrea să exploreze spațiu, practic ea nu vrea să... ea vrea să aducă umanitatea în spațiu, adică este exact ca și cum au făcut europenii când au venit în America. Ei practic n-au vrut să o descopere, ei și-au adus civilizația lor în America. Iată, mă rog, cât timp tu vorbești așa cu el, ții, Lambert, tot ești așa disperat că vezi cum cât de mic merge download-ul, copia, fiindcă e un disc de 80 de mega și este aproape plin, deci mai are 5 mega liberi. Apropo, găsești în acel PC, găsești un joc care îi spune, dă-mi un rol de lac, te rog. Îi zice Doom. 14. Ok. Găsești un joc care îi spune Jaws. Am crezut că e la General Custard. Tot sub Aplex. Custard Rivești. O, era pe Atari. Pe Atari. Nu avea variantă de DOS. Am dat 4 când am spus că o să caut să văd dacă are alte sisteme de securitate proprie. Da, și chiar asta vreau să spun. Vezi că ușa are un temporizator care este pus să se deschidă numai când iese soarele. Și are și un sistem de voce care se deschide numai printr-o anumită voce și numai din interior. Deci nu poate să deschide cineva din exterior. Și avea destul de... N-are niciun mod de supraveghere proprie, adică să vadă el dacă e umblat cineva prin cameră. Nu, decât gulii lui pot să vadă ce se întâmplă. Ok, vezi că a terminat, apropo, copierea arhivei, iei floppy discul. Ok, bag în barețiu. Și dă-mi încă un lac, te rog. 61. Ok, găsești un joc care îi spune Alone in the Dark pe acolo. Din curiositate intru în el. Ok, vezi un intro foarte, foarte ciudat, așa, foarte misterios, în gen niște cărți de ale unui tip Lovecraft, de la citit tu. Vezi că începe jocul și, spre surpria ta, este 3D! Văd cum ceva aleargă spre mine de pe o fereastră. Repede, împing biblioteca spre fereastră. N-apuc, chestia asta are pe geam, mă omoară. Exact. Joc a folosit. Aș să văd ce fac japonezii din el. Fuci, auci. Ok, deci ați terminat pe acolo prin prin calculator și dăm iarăși un perception plus alertness, Lambert. În succese, cu un 10. Uci, auci. Ok, vezi o mașină de scris, de asta veche, cu o foaie de hârtie la jumătate de scris în ea. Ok, mă uit să văd ce scrie pe ea. Ok, este este informație de la Nelly pentru loading, referite la niște activități ciudate în nord-estul lui Chicago, care par activități sataniste. Explică că în sine nu este o problemă, dar doi antici care spun că au probleme care spun că au avut probleme cu puterea lui de Auspex, mi-au vorbit despre chestie și îmi spun că au detectat indicii de puteri mistici acolo. Și este și pe acolo harta lui Chicago, care are o secțiune care pare pădurea din nord-estul lui Chicago cu un cerc roșu în ea. Ok, notez sau poți iau harta aia? Poți să-i hârtia, da? Și apropo, vezi că Loading a marcat pagina la final cu PPI. PPI. Poți să-mi dai un Perception plus Security, nu, Intelligence plus Security, ca să știi ce este asta. PPI. Security.
două succese cu un 10. Ok, îți dai seama că PPI înseamnă pentru proximă investigare. Mm-hmm. Adică? Adică era să-l investigheze. Aha. În viitor. Ok, și chiar când auzi de chestia asta cu Auspex, o să... Cred că o să trebuia să-mi dai un mic rol ca să... Ok. E, poți să-mi dai un rol de Auspex folosind Perception plus Empathy pentru o mică chestie care vreau să fac. Un succes. Ok. Cazi catatonic la pământ și chiar auziți tu și șeriful cum cade cineva pe jos în cabina lui Lodin. Eu fug repede să văd ce s-a întâmplat. Ok, îl vezi pe Lambert catatonic pe pământ și Lambert, tu în momentul ăsta ai o viziune, ok? Ești în fața ușii de oțel. Vezi o umbră ciudată în fața ușii care pare colerică, pare incredibil de înfuriată și vezi cum începe să facă mai și mai și mai puternică și cu un singur și cu o singură mână ia ușa de oțel din balamale, mamale și o aruncă pe jos. Și atunci vezi cum începe să dea mobila la o parte, începe să dea covorurile. E furios, e absolut. Și atunci vezi cum îl ia pe Lodin și fuge iar în fuge spre ascensor. Și atunci te deștepți. Eu îi dau palme între timp. Liftul. Și te deștepți în timp ce Howard îți dă palme. A cobori cu liftul. Lambert, ce ai pățit, mă, băi? Am văzut-o. Foarte. Namila, chestia. Furie, foarte multă furie, umbră, furioasă, foarte furioasă. Cu o mână a rupt aia, o mână, una singură. Cine măcare, cine-i furios? Stai că m-ai pierdut. Oh, am viziuni ocazional care îmi permit da, să văd. Tu ai mereu lucruri. Viziuni, știu, dar obicei nu cazi pe jos. Asta a fost mai serioasă. Ceva foarte furios, extrem de furios și întunecat, a rupt ușa aia cu singură mână. Una singură, o mână. Zbang, odată l-am și făcut pe prin și a luat-o la fugă cu el. Cu mână. Ceva foarte furios și puternic. Și negru. Și întunecat. În timp ce tu te gândești la asta, te încerci să te recuperezi, dăm încă un rol de empatie și perception, te rog. Un succes iar. Ok. Vezi cum Lambert începe să cadă la pământ iar și începe de data asta să convulsioneze, chiar să... încerci să-l apuci din aer? În timp ce cade? Da. Da, încerc să-l țin, știi, să... Ok, nu... dă-mi un dexterity plus athletics. Ok, îl prins direct, îl ții acolo, încerc să se calmeze și tu, Lambert... Îl mai zgâlțe și eu un pic. În timp ce se zgâlțe el. Ok, Lambert, tu ești într-o peșteră. O peșteră umedă, întunecată. O peșteră incredibil de ciudată, o peșteră foarte întunecată, cu o singură lamă de lumină, așa, artificială, intrând în spatele tău și vezi din acea lumină o umbră întunecată care mârâie la tine, se uită la tine cu ochii săi roșii, este înfuriată, este înfometată, se uită la tine și începe să alerge spre tine, n-ai timp să te dai la o parte, n-ai timp să te dai în jos, te pune la perete și începe cu mâinile sale să-ți ia membrele unul cu unul, să-ți ia degete, să-ți ia mâinile, picioarele și simți cum îți trage mâna, îți trage un picior, simți cum îți bagă pumnul în piept și îți ia inima din piept și atunci te deștepți. Te trezești atunci. Urlu.
Ce-i pățit, mă, de data asta? Hai, hai, încet, o încet. Peșteră. Ia-o încet. Peșteră așa. Întunecată. Da. Da. Cred că era un bec acolo artificial și mai era ceva acolo. Era umbră de la foarte... economic sau nu? Nu știu sigur. Umbra întunecată, o umbră foarte mare, foarte rea, cu ochi roșii, a alergat spre mine și m-a făcut bucățele. După mi-a smuls inima și mi-a arătat-o cum bătea. Sau nu bătea. E aceeași chestie de dinainte care a smuls ușa? Foarte posibil. Foarte posibil. Sper să nu fi fost o viziune a prințului, pentru că dacă era, cred că o să rămânem fără capete. Sau fără inimă, după cum zici. No. Noi cred că fără capete. Ok, Baltazar intră în unde voi și spune: dar ce ați pățit, mă? Ce aveți? Ia, ați început să muriți înainte să vă omor eu? S-a împiedicat. M-am împiedicat prin propriile mele amintiri, vise, viitor, trecut, prezent. Tind să fie confunde pentru mine. Okay, ce da. Este că o entitate foarte puternică, cu ochi roșii, posibil, și foarte mare a rupt ușa asta cu o singură mână. Am văzut asta în visele mele. Forțate. Okay, foarte chiar acum că încep să te recuperezi din acele viziuni, le-am bărădăm în self-control, te rog. Adică 3 de 10. Exact. Cam nimic, okay. Cred. Din cauza șocului a început să-ți înceapă să te afecteze boala ta mentală, așa că trebuie să interpretezi deliriile moderate. Oh, da. Vise. Multe vise, multe voci, multe voci, multe vise. Ce spun toate, ce spun toate, ce vor de la mine toate? Tu ăla cu ochi roșii, de ce te uiți la mine așa? Cine ești? Voci în direcția în care se uită Lambert. Se uită așa în zare. Ce vrei? Ia, dă-mi drumul. No, no, nu, mâna mea, nu. Și cam asta fac constant vreo câteva minute. Ok, încerci să faci. Îi zic că Rubel Tazar îl iau așa, lasă-l pe ăsta în pace așa un pic, că până și revine. Mă, dar asta e nebun rău de tot. Nici n-ai idee. Ok, ok, gata. Terminat, ok. Ok, vezi că Lambert s-a mai calmat un picuț. Și ești așa pe hall, Lambert, nu? Da, mai departe de zona aia. Ok, bravo. Ok, în timp ce voi vă recuperați din micul incident al lui Lambert, vedeți cum iese pe hall din... Din bucătărie iese o domniță îmbrăcată așa am uitat cum se spune, într-o rochie roșie, foarte, foarte lungă, așa foarte frumoasă și este, plânge, vă dați seama că este foarte deprimată, că este foarte tristă, plânge, se jelește și când... De unde a ieșit? Din bucătărie. Aha. E același etaj, da? Da, același etaj. Și când vă vede, vă spune: scuzați-mă, nu vreau să întrerup nimic, scuzați-mă. Dar ce ai pățit? De ce plângi? I-am eșuat prințului Lodin și a fost răpit. Ceea ce va să plâng. Dar cu ce ai greșit? Cum ai eșuat? Era tura mea de vigilanță la camere și... Trebuia să mă uit după securitatea lui și am eșuat. Vezi cum plânge. Eșuat cum? Adică mă zi mai exact ce s-a întâmplat. Nu știu, pur și simplu am rămas într-o transă așa dormind, nu știu ce s-a întâmplat. Mă rog, dați-mi un perception plus empathy, vă rog. 4 succese. Acum. Ei. Ok,
Ambii vă dați seama că domnișoara este în stare de șoc, adică abia dacă vorbește bine, este așa foarte alterată, foarte intranghila, este foarte greu de vorbit cu ea. Poți să încerc să o calmez cu puterea mea mentală? Puterea ta mentală e cam aleatorie, poți să încerci dacă vrei. Okay. Dar dacă vreți să o interogați... Howard, vorbește tu cu domnișoara, poate reușești să faci ceva, dacă nu, voi încerca eu, dar s-ar putea să o defectez dacă încerc eu. Spune-mi, te rog, cum okay, stai, a început... Stai. În primul rând trebuie să-mi spui, mergi așa cu ea ușor sau mergi așa mai direct? Cine, eu? Da, o iei ușor sau o iei așa cum? Da, îi spun așa. Nu, da, spun dacă așa, vrei să, deci dacă vrei să o iei ușor, trebuie să-mi dai un rol de charisma plus empatie. Carisma plus empatie și eu... Ai, am așa o leacă. Sunt un pic carisma, nu-s chiar atât de... Așa, bun, vreau să okay, așa... Deci... Întreabă, dar nu să răspunde. Deci, dai seama că... Nu. Dacă nu, poți încerca să-mi dai un manipulation plus intimidation cu dificultate nouă. Nu, că n-am nici măcar atât. Ah, ba da. Intimidation, da, aș putea. Dificultate nouă, nu uita. Deci, manipulation... Plus intimidation, dificultate nouă. Ok. Wow! Nu, n-am reușit deloc, nu. Nu. Așa e, așa e, ok. Vezi că chiar... Nu. Îi zic, dar calmează deodată, femeie, revină-ți! Mă rog, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, mă rog, nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Okay, încerc și eu să vorbesc cu ea, mai întâi, adică fără... puteri mentale. Mai întâi așa să vorbesc calm cu ea. Calm. Nu e nimic rău acum. Nu, rău a plecat okay. De departe. Dă și tu un charisma plus manipulation, dar dificultate 7, fiindcă Howard a pus-o chiar mai paranoică. Manipulation. Deci charisma plus manipulation. Nu, charisma plus empathy. Ah, empathy. Dificultate 7. Un succes. Nu reușești, nu. Ok, domn șerif, cum ochi, întreb pe ăsta, pe Beltazar. Unui, îl întreb cum o cheamă, dacă știe. Sunt Natasha. Cunoașteți metode de calmare a unei Natasha în stare de șoc? Dacă fraților, sunteți singuri, eu nu prea am bine cu oamenii în șoc. Eu sunt mai mult un om de acțiune. Ok. Pentru orice eventualitate, faceți câte un pas în spate. Ok, se dă un pic în spate, dar ce o să faci, mă, frate? Explodezi? Oh, nu. Furări mentale. Pot avea rezultate imprevizibile. Ah, ok. Ce vrei să faci, Lambert? Vreau să o calmez. Vrei să folosești Dementation? Da. Ok. Încercând să o calmez. Dementation, stai să văd cum era sistemul. Nu cred că poți să-i aleg ce să calmezi din ea, doar că poți să calmezi un sentiment. Nu poate să-i dea Cassius un ordin, gen, calmează-te. Nu, el este cam prea... Am înțeles, este prea neprezent. Da, exact. Oi, spre marca de soare. Să vedem, dacă îmi dai destul... un willpower roll, poți să încerci să vezi dacă ai suficient control pe puterea ta. Ok, dau un willpower roll. Trebuie dat vreun difficulty special sau doar 6 ăla? Nu, decât 6. Este o putere vampirică și ea este umană. 4 cu 10. Ok, îți dai seama că chiar după tot ce s-a întâmplat ai o... Ești mult mai conștient de puterea ta, ești mult mai pregătit și poți să alegi ce să... Ce sentiment să influențezi și cum? Ok, vreau să-i calmez spaima, starea de neliniște, de șoc pe care o are. Ok, vezi cum Lambert Howard, vezi cum Lambert face așa niște gesturi cu mâna ca un idiot și vezi cum Natasha eventual așa începe să nu mai plângă atâta, să se mai calmeze un pic. Tot este tristă, tot este așa, dar este ceva mai calmat acum.
Și l-am văzut să o țin așa în transă? Nu, odată ce e folosită cu patru exit, cu patru ăsta o să stea așa o lună mai tranquilă. Un, un rudotel cu acțiune prelungită. Exact, un calmant. N-am mai nimeni. Ok, eu întreb acum. Bun, deci te-ai mai liniștit? Păi da, sunt ceva mai bine. Ceva mai bine. Mulțumesc. Spune-ne cum a început ziua ta de muncă, acea zi. E bine, eu am venit la muncă în orarul normal. Am ajuns două noaptea, mai mult sau mai puțin. Da. Ca să-l substituiesc pe unul din colegii mei, care îl cheamă Herbert. Și bine, când am ajuns, mi m-am pus în sala de vigilanță. Da. Pe la ora 7-8 dimineața. Parcă nu s-a întâmplat nimic special în ziua asta, deci chiar nu știu ce s-a întâmplat. Am fost în sala de securitate toată ziua, am mâncat ceva, deci ziua a fost perfect normală, nu s-a întâmplat nimic în sala de securitate, n-am văzut nimic pe camere. N-ai văzut absolut deci, nimic. Între cât și cât ai stat acolo în sala de camere? Între ce oră și ce oră? De la 2 noaptea până la 10 dimineața. La 10 dimineața, aha. Și când... Și tot timpul ăsta te-ai uitat pe camere sau? Da, nu mi-am distrat atenția niciodată, desigur. Mm-hmm. Și n-ai observat nimic deosebit cât timp ai stat acolo? Nu, era totul ca într-o zi normală. Ce ai văzut mai exact? L-ai văzut pe prinț? Da, l-am văzut cum s-a pus la culcare. Da. Și toată noaptea s-a culcat. Era, părea ok și nu știu, după aia nu l-am văzut și am informat direct. La ce oră nu l-ai mai văzut? Pe la 9 dimineața, mai mult sau mai puțin, deci parcă trecuse nici un minut, deci îl vedeam acolo și nu, după aia nu mai era, nu știu ce s-a întâmplat, deci... Știi ce oră era atunci când l-ai văzut ultima oară, ca să zic așa? Da, sigur, era 9 fără 20. Aha. Deci după aia, pe la ora 9 te-ai uitat din nou și nu mai era. Nu. Ok. Mm-hmm. Ceva care acționa foarte rapid atunci. Da. Îmi pot da seama dacă a fost cumva afectat amintirea ei în primă suri oculte, magie, ceva? Ar trebui să-mi dai un intelligence plus ocul dificultate 10. Ok. Niciun succes. Ok, încep să... Dă-mi un self-control. Un succes cu un 1. Ok. Te controlezi, nu încep să delirezi iarăși. Deci ești un pic cam amețit. Mm-hmm. Ok, mai sunt și alte camere de supraveghere prin hotelul ăsta? Decât camerele de la celelalte etaje, dar celelalte etaje nu sunt sub control prințului, a închiriat decât acest etaj întreg. Dar liftul. Și care liftul e ultimul etaj? Da. Cum? Liftul are camere? Da, cred că da. Dacă are cameră, poate putem să ne uităm. Și la înregistrare în ziua respectivă, între 8.40 și 9. Scuzați ăștia de la compania telefonică, m-au sunat. Mi-au dat o ofertă cu 2 GB. Super ofertă. Nice.
A spus să sune mai târziu. Deci, pe unde am, a spus că ascensorul are și el cameră, nu? Da, da, are și el cameră. Să verificăm. Mergeți cu Natasha până în camera de verificare? Da. Da. A hotelului în general sau, mă rog. Da, nu, nu este aceeași, este aceeași loc. Ah. Okay, dați-mi iară toți un Security Plus Perception. Trei succese. Las pe el că eu okay. Și așa n-am security. Lambert, iar faci ca hacker-ul, ești Neo, ești Johnny Mnemonic. Hack the planet, I'm Crash Override. Exact. Dar ce-a părut să filmă, parcă? Keanu Reeves era... Nu a părut să ăsta Hackers cu Angelina Jolie atunci. Parcă. Da, da. Ok, deci vezi acolo că este o tăietură de mai puțin de o milisecundă, apenas perceptibilă, în ascensor. Tăietură în... În video. În registrare. Da. La trece, sau mă rog, la ce oră, să zic așa? Mai mult sau puțin pe la 9 și 20, la 10 fără 20. 10 fără 20? Da, este o tăietură de o milisecundă. Deci a fost rapid, a fost puternic și a fost mare. Tipa zicea că nu l-am, mă rog, ultima oară când l-a văzut a fost top 40. Nu, a fost 10 fără 20. 10 fără 20, a zis, eu așa am înțeles. Nu, a fost 10 fără 20. Ok. Ultima oară când l-a văzut a fost 10 fără 20. Și până atunci nu se vede nimic pe cameră, adică cine a folosit liftul? Nu, deci este o tăietură de o milisecundă și după aia totul este normal. Am înțeles, da, am înțeles. Poți să dau seama dacă deci, restul de la tăietură este putem da fals? Seama dacă, deci ne putem da seama din înregistrare atunci când liftul se mișcă, adică în afară de faptul că sunt persoane înăuntru sau, mă rog, se văd butoanele, luminițele pe acolo. Trebuie să-mi dați un iar Perception plus Security, dar de data asta e dificultate 8. Un succes. Nu, nu vedeți. Pare totul extrem de normal. Poate prea normal chiar. Derulez caseta până când am venit noi, să văd dacă apărem cumva noi pe imaginii. Ok, derulez și da, efectiv, vedeți pe hol, pe cum investigați toți. Ok, derulez înapoi la incidentul cu liftul. Ok, cât timp uita acolo Beltazar, hai mă băieți, nu mai terminați o dată, că a stat aici naiba 3 ore. Nu. Nu, nu, nu e grabă. Am venit ca să facem o treabă și o ducem până la capăt. Ok, aveți grijă cu capetele, cum am spus. Sunt dat așa de momentan. În special tu ăla cu pălăria haioasă. Eu nu-mi fac griji. Chiar și dacă rămân fără cap, cu siguranță nu vor înceta vocile. Niciodată nu încetează. Sigur. Da, deci toți apăreți pe tape. Ok, dau înapoi la incidentul cu milisecunda. Putem vedea care este ultima persoană care a urcat în lift? Da, efectiv este Natasha, ultima. Și ultima care a ieșit este un tip care deduceți că este tipul care a vigiliat înainte de Natasha. Și vedeți că oricum este pe la două noaptea ziua trecută. N-avea cum să fie. Ok. Cazul ăsta, eu mă duc chiar la lift și încerc să mă uit prin lift să văd dacă sunt cumva urme, eu știu, pe la trapa de sus sau ceva. Ok, dăm un Perception plus Occult. Un succes. Okay, îți dai seama 10. Că... Da. Îți dai seama că cineva a folosit o disciplină în lift, dar nu știi care. Oh. Cineva a folosit magie aici. Putere. Magie vampirică. Putere de noastră. E localnic, deci nu e lup.
Nu e lup. Cred că nu e lup. Lup ar putea. Nu, no, dar îndrăzni. E și... Nu, no, n-ar vrea, nu. No. Nu, no, nu. No. Nu, e clar, e vampir. Un vampir care probabil a păpat Chicago, apoi a venit aici, apoi a scuipat înapoi Chicago. Da, asta ar avea sens. Nu, n-ar avea sens. Tu taci. Tu, Turu. E un vampir. Asta pot confirma, le spun lor. Da, și tu cum știi, mă, că e vampir? Se uită șeriful la tine. Simte aerul. Nu poți să simți că a folosit pe aici o disciplină de-a noastră. Ceva de-a nostru. Care disciplină zici tu? Nu știu sigur. E multă lumină. Ești dacă era foarte avansat. Pot cumva să sting becul din lift? Da, poți să îi spui lui Howard să ducă să stingă becul. Okay, Howard, stinge puțin becul. Sting becul. Ok, să te duci la camera de securitate, stingi pe cultul lift, ești în complet darkness. Ok, mă fac invizibil cu obfuscate. Ok, ești ofuscat. Șerfie, mă poți vedea? Îl pot vedea? Unde ești, mă, fiule? Unde ești, ea? Pe cameră îl pot vedea? Sau, mă rog, nu, e invizibil. Vedea că e întuneric. E sau? Invizibil. Deci tu poți să dai o lumină așa. Deci camera are night vision, dar nu poți vedea nimic, nu este nimeni acolo. Ar fi putut să folosească asta, adică un vampir mai avansat ca mine ar putea să facă asta în pline zi. Ok, mă fac chiar vizibil. Ok. Poți să aprinzi becul acum. Ia prin becul. Ok. Hai, asta n-a dat jucat cu luminile, întreabă șeriful. Cred că da. Ce să dau seama? A fost văzut, era cineva, din nou dimineața, într-un hotel, nou dimineața, trebuia să vezi cineva pe jos, pe la recepție, pe undeva, să văzut ceva, nu? Sau poate că a ieșit prin acoperiș, cine a ieșit? Prin acoperiș? Atunci ar fi rău, fiindcă era lumina afară și un vampir inconștient e tot un vampir. Înseamnă că putea fi încă... E vreun subsol pe aici? Subsolul, da. Ori pe acoperiș și a plecat cu ceva ca un elicopter, ori prin subsol. Două posibilități. Dar era lumină la ora aia, adică... Ar putea fi o conspirație atunci. Subsolul, pe chiar poate. Subsol este? Hello. E un subsol? Nu știți. Aha, întrebăm pe șerif. Șeriful, tu știi dacă e vreun subsol aici? Dar ce mă, vezi să vă întoarceți la origini? Nu, pe acolo ar fi putut să evadeze criminalul cu prințul, dacă n-a fost văzut de nimeni la recepție în plină zi. Eu nu prea cred că astea noi, building-urile astea mai noi, în mod normal, au decât cimentul și etaje numai sus. Mm-hmm. Nu duce ascensorul la parcarea subterană? Parcare cred că are, da. Toate au parcare în ziua de azi. Mm-hmm. Păi de asta zic. Poate duce ascensorul în parcarea subterană. Dacă vrei poți să te uiți în ascensor să vezi dacă are minus 1 sau 2. Are? Da, are minus 1 și minus 2 și lângă alea minus 1 și minus 2 vezi minus 1 P, minus 2 P. Lambert, eu zic, hai să mergem și în parcare. Hai să vedem, poate găsim acolo ceva urme. Ding. Mergem la prima parcare. Vă ducem în parcare? Da. Uh-huh. Ok, eu sunt pe punctul de a vă duce în parcare. Vedeți că Beltazar se uită la ceas și spune: hai bă fraților că e 5 dimineața abia, ar trebui să plecăm de aici. În curând, trebuie să verificăm, adică a plecat pe aici pe undeva, ori prin acoperiș cu un elicopter și eu știu, a pus și o pătură peste cap, ori prin subsol cu mașină. Lasă că verificați mâine bă fraților, hai că ne prinde soarele aici de-l naiba. Ziceai că e ceasul 5? De. Ar mai avea 2 ore. O oră mai aveți. Ar mai avea o oră. Și cât
Adică, nu știu, am putea, de exemplu, să dormim în parcare acolo, poate găsim o gură de canal, ceva. Chiar vezi, dormiți acolo, nu e recomandabil. De ce? Poate vă zice careva, ete. Și oricum intră lumina, poate să intre lumina de sus. Mm-hmm. Corect. Atunci okay, să revenim mâine. Hotelul nostru. Ok, jucați voi, nu? Mergeți în mașina șerifului? Da. Avem de ales? Nu prea aveți de ales, puneți în mașină. Mm-hmm. Ne urcăm. Okay. Vă duce șeriful așa prin oraș și la un moment el iese din mașină și vă spune, hai afară. Ce, am și ajuns? Da, da, am ajuns, hai afară. Ok, coborăm. Ok, și vezi că sunteți într-o alee destul de îngustă, destul de întunecată. Șeriful merge un pic, merge și voi după el. Și într-un anumit moment se oprește și vă spune, e băieți, end of the road, asta e. Și Lambert, nu, amândoi, dați-mi un perception plus alertness. Și în succese cu 3 de 10 și 1. Wow, ok. Am și eu 1 acolo. Ok, Lambert, tu vezi cum doi tipi, unul așa mai tinerit de vreo 10 ani, 12 și altul pare de vreo 16, 17, încep să meargă prin spatele șerifului, unul scoate așa un țăruș și îl bagă în inima șerifului într-un singură mișcare. Și în momentul ăsta îl vezi și tu, Howard. Uf, se pare că v-am scăpat de una bună, bă, băieți. Da. Spune unul dintre ei. Mulțumim pentru asta, recunoscătorii. Cu cine avem onoarea? Iată, eu sunt Damien și și-ți dă mâna. Dau noroc cu el, încerc să-l identific așa din priviri. Poate îmi dau seama ce este. Poți să-mi dai un Intelligence plus Security ca să-ți aduci aminte din arhivele lui Lodin? Mm-hmm. Un succes. E, știi că este un tip care se numește Damien, care ți-a spus asta și este anarhist. Mm-hmm. Anarhist. E singurul pe care ți-l amintești. Mm-hmm. Dau noroc cu el. Ok. Și tipul ăsta este mai mititel, îi dă așa o mână în cap, așa îi dă prin cap. E Neon. Poți să mai amintești și de el? Adică... Da, poți să dai încă un Security plus Intelligence. Tot un succes. Ok, îți aduci aminte că se spune acolo că ăsta e tipul care merge cam mereu cu Damien. Este cum ar fi protejatul lui Damien. Mm-hmm. Și el este și el un anarhist natural. Mm-hmm. Dar de unde ai știut unde să ne găsiți? Te-am și eu informat, ochi prin tot orașul, uite, ce credeți, că numai cămărilă are ochi. Ce vreți să faceți cu șeriful? Măi, eu zic că trebuie să-l legăm un pic și să-l punem așa în alea mai înturecată. Bine zis. Cine vrea să-l lege? Îl leg eu. Ok, dă-mi un Dexterity plus Craft. Băi, îl vedeți pe Howard cum începe să facă acolo cu coada, mă, face 10, 5, 15 noduri acolo, îl leagă pe șerif, de zici că a luat toate insignele pentru nodul de la Boy Scouts. V-am zis vreodată că am lucrat un an ca marinar? N-ai spus asta. Bă, ciudat not, frate, dar o să țină. O să țină bine, spune Damien. Okay, eu îl pipăi pe șerif, poate găsesc asupra lui și ceva, ori dintre genul omoare pe ăștia doi sau pe ăștia trei. Vezi că are un telefon la el. Nu apare nimic pe ecran, fiindcă dă telefon din anii 80, dar are un recall. Uh-huh. Și găsești și portofelul, are $1000 la el.
carnetul de conducere, ID-ul, o fotografie a unui câine. Ce rasă e câine? Ce rasă? Ce rasă? E un ăsta, un pastor german. Ok, iau portofelul de la spoză cu câinele. Ok, iei banii? Iau tot portofelul de la spoză cu câinele. Ok, acum ai $1,500. Uh-huh. Îi luăm și telefonul. Ok. Și ce mai are la el? Chistolul ăla șmecher? Da, pistolul. Care îl ia? Eu am deja unul exact la fel. Îl iau eu, deși nu prea le-am cu pistoalele. Ok. Ți-l pui tu la nou sau îl pun eu? Deci ce este? Un Colt Python. Colt Python. Era și în Bloodlines. A, și da? Era un pistol bun, da. E și aici un pistol destul de bun dacă știi cum să-l manevrezi. E, fraților... Altceva mai are la el? Afară de telefon și... Are o ștea de asta, e șerif. Nu, îi las steaua. E șerif. Eu lustruiesc așa puțin de el, să o meriți mai un bine. Un șerif fără stea e... Ok. Dar fiindcă sunteți ambii generația 8-a și nu mi-a spus niciun motiv exact, bine, decât tu, Lea, arătăm un self-control roll, te rog. Ok. Nouă, 5-10. Ok. Și cred că două succese dacă e dificultate 6. Ok, dă-mi încă un willpower. 3 succese. Ok, reușești să te controlezi, fiindcă tot zici că... Mă, pare așa de... neajutorat. Da, adică nu sunt monstru, adică, da, l-am... i-am dat țipușul lui Houdin, dar a vrut-o, adică m-a rugat să-i dau. Am vrut doar ca să fac o treabă foarte bună, când i-am dat una foarte tare. Deci, da, n-am murit, adică nu sunt monstru. Desigur, desigur. Vă spune... Da? Trebuie și eu? Da, dă și tu, te rog. Dă și tu. Deci ce trebuie să dau? Un self-control. Parcă 3 aveam, mă? Da, cred că aveai 3. Nope. Ok. Să dau willpower? Vedeți cum Howard îl ia pe șerif de guler și pe să duc așa în problema întunecată. Okay, Poți să-l bat omul să întreb, hei, ce faci cu el? Da, am și am așa un tabiet. Știi că poate n-ar fi idee bună chiar să începem să omorâm Camarilla deja, adică știu că nu ne-a avut intenții bune, dar să nu ne punem chiar rău cu toți din oraș, e șeriful urmei mei. Poate ne iartă că l-am, practic nu i-am făcut noi nimic, ei a făcut, dar după asta, îl duce în spate și înfici colții Howard. Așa. Și încep să bei din el. E savuros, e puternic. E de-al meu. Da. E de-al tău, da. E foarte, foarte savuros. Și lași sec până la urmă, dar tu nu te oprești, nu, tu vrei să mai bei. Poți să încerci să-l opresc? Nu prea recomand. Dacă dai în el, poate intră în frenzy. Ok. Dacă vrei, poți să încerci, adică eu nu te opresc. Poți să-l calmez cu abilitatea mea psihică? Dacă nu, ar trebui să o ai în nivel foarte mare. Ok. Oi, dar acum o să-mi dai willpower. Până îți spun eu. Ca să vedem dacă îl diablerizezi. Cât am... Ai un roll de willpower. Ai un eye roll de willpower, este lângă... Da, am... 4 succese. Nu, ai un... Ai am dat deja. Nu, zic că ai un dice la lângă willpower. Da, nu știu, l-am văzut. Următoarea, dă acolo, așa. Mai dai, până îți spun eu să te oprești. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, ok. Așa, willpower. Pac. Ok, mai dai. 4, 7. Ok, așa. Mai dai.
Ok, niciuna. Mai dai. Ok, mai dai, mai dai. Hoci, mai dai un pic, mai dai un pic. Încă un pic. Încă un pic și gata. Exact, exact. Încă un pic. Încă una, încă una. Ok, vedeți cum, Lambert, tu care ești aproape, vezi cum Howard își scoate dinții din șerif și încât își scoate dinții din șerif, șeriful se transformă în pulbere. Și tu, Howard, te simți absolut grozav, deci ești... Mai. Mă șterg așa cu mâna la gură. Exact, exact. Așa că o să ai un punct în plus la wits permanent. Da. O să-ți dau un punct în plus la potence. Stai așa, am deja 4 la wits, văd. Costa, da. Nu, Costa. Ah, ai pus tu. Ah, ok. Am pus. Ok, deci ți-am pus încă un deci punct. Deci am 5 la wits sau? Ai 4 la wits. 4, nu? Ți-am pus încă un punct la potence, disciplină. Așa. Și ei și disciplina de presence. Ok, un punct. Exact. Ridic. Bravo! Eu de pe jos steluța, îi lipesc pe piept. Da. E? Steluța de șerif, eu de pe jos îi lipesc pe piept lui Howard. Da. Acum ai tot setul. Și zic că nu, steluța este a lui. A murit ca un șerif. A murit legat. Păpa de tine. I shot the sheriff. No, doar l-ai legat și l-ai căpat. Îi arunci steluța în praf? Da, las acolo. Dust to dust. Sau nu, de fapt știi ce? O iau. Ok. O bag iau la buzunar? Bag în buzunar, da. Ok, vă întoarceți amândoi din aliul în acel întunecat și spun ia doi. Dar ce ați făcut, mă, cu șeriful? Ce s-a întâmplat? Nu cred că vreau să știu. Știi cum e. Există un moment în viața fiecărui vampir când trebuie să spună la revedere. Da? Ce ați făcut cu el? Ați hit? Exact. Hai să mergem, băieți. Deci, care este planul? De ce ne-ați salvat? Păi am salvat ca să vă salvăm fundul. Uite, nu vreau să fiți omorâți. Ce, nu putem să fim și noi persoane onorabile? Mai puteți așa, dar poate mai aveți și alte motive în afară de onoare, de care sunt sigur pe care o aveți. Uite cum merge treaba așa, ok? E aproape răsăritul, așa că cam vorbim mai mâine, dar dacă vreți să dormiți, vă duceți la tipul ăsta. Ok? Vă dau o adresă. Îi spune The Gully Man. Ok? Mm-hmm. Ăsta pentru ceva sânge. Vă las să dormiți în barul lui, ok? Mm-hmm. E aproape aici. Nu vă la mult. Dacă vreți să mă contactați, este aici adresa. Și Lambert, dă-mi un... Damien vorbește, nu? Da, da. Lambert, dă-mi un intelligence plus... Nu, intelligence sec. Două succese. Vezi că adresa pe care ți-o dă Damien ca să contactezi cu el în sine este aceeași pe care ți-a dat-o Sir pentru fabrica de bere. Mm-hmm. Mă, la adresă? Ah, da, Sir a menționat locația asta anterior. Care Sir? Un individ britanic din... nu contează. E un om de încredere. Ah, ok. Bine, dacă vreți să vorbiți, eu vă recomand să vă duceți pe la Gully Man, mă. Okay. Trecem și pe la el. Eu și Damien trebuie să plecăm. Salut. 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 Noapte fie cu voi, că n-a fost cu șeriful în niciun caz. Ah, biet șerif. Dacă n-ai fi fost generație mai... Dacă n-ai fost generația 8-a, cred ai fi fost generation down. Mm-hmm. Fiindcă șeriful e a generația 10-a. Da? Aha. Uh-huh. Deci stai așa, dacă eram generația 13-a, ce se întâmpla? Dacă erai generația 13-a, scădeai până la 11-a. Da, am înțeles.
Deci este, se calculează așa, generația vampirului diabolizator plus vampirul care a fost diabolizat minus 1, împărțit la 2 minus 1. Deci ar fi 1 plus, 10 plus 8, 18, împărțit la 2, 9, minus 1, 8, cât ai tu, exact. Și noi practic de ce am fost tentați să-l păpăm? Era așa de neajutorat, așa de apetisat. Nu era basically monsters. Noi era, voi erați, sunteți noi născuți, aveți sete de putere. Aha, ok. Dar, hei, zi mersi, ai două la două discipline și ai da. Prezent 1. Da, corect. N-aveam. Exact. Trebuia să pap eu. Da, tu ai dat. Ghinionul meu că sunt mai uman. Ironic. Mai milostiv. 4 la humanity. Ironie. A, bine că mi-ai amintit de humanity. Howard, dă-mi un conscience, te rog. Dificultate 8. Dificultate 8. Ce? La... Cât ai la conscience? Stai că nu găsesc. Să lângă self-control și courage. În mod normal ar fi dificultate 7 pentru tablerie, dar... N-are buton. Am doar... Trebuie să dai normal. Da, în mod normal ar fi dificultate 7 pentru diablerie, dar cum ăsta era bruha, e mai mult. Da, ok, ok. Cu două ex... nu, e decât tu nu, decât tu nu. Păi, te autoconviști pe tine însuși că șeriful era un tip așa cam detestabil, care nu merita... Șeriful oricum vrea să ne omoare. N-a fost nimic personal, adică... Exact, exact. Era un tip care nu și aprecia statutul de vampir. Da, care totuși nici măcar n-a văzut Solaris. Da. Știi că te minți pe tine însuși, dar prefere asta decât să... Da, decât să mor eu mai bine el. Exact. Că știam că oricum venea după noi, adică până la urmă... Exact, exact. Vă îndreptați spre Gulliman? Da. Okay. Ați dormit acolo. Mergeți în mașina șerifului? Avem de ales? Nu prea, fiindcă mașinile voastre sunt toate la restaurant. Da. Și pe acolo este Ballard. Nu prea cred că vrei să vă duceți iar. Da. Nimic. Okay, deci vă duceți spre Gulliman, nu? Da. Okay, când ajungeți la Gulliman... Vedeți că sunt o grămadă de mașini de poliție la ușă. Da, puteți să încercați să băteți la ușă, dacă vreți. Cât mai până să faci dimineața? Mai aveți încă o oră, mai aveți. Aha. Deci la ușă e plin de miliție? În afara restaurantului sunt câteva mașini de poliție. Înăuntru nu știți, n-ați bătut. Ok. Are geamuri? Putem să ne uităm așa? Sau? Are geamuri, dar nu prea puteți să vedeți nimic. Sunt cam un incredibil de murdare. Poți să mă uit cu abilitățile mele de super vampir până murdărie? Vezi mai multă murdărie. O, murdărie e HD. Poți să văd gândacii. Microscopici. Da, poți să vezi amibele. Ok, îți activez asta. Da. Apropo, nu, stai, dă-mi un self-control, fiindcă te-au cam orbit farurile de la mașinile de poliție. 741. Ok, rămâi orb pentru 2-3 minute. Lambert, nu te uita direct în becuri, că te orbesc. Sunt atât de frumoase. Știu, dar totuși. Nu chiar vorbim de becuri. Te-ai întrebat vreodată măcar de ce molile nu se îndreaptă către soare ziua? Adică noaptea se duc spre becuri, dar ziua le vezi bun spre soare? Nu știu, bănesc că e contrastul mare. Sau poate că molile pleacă toate spre soare când noi ne uităm. Da, ai văzut tu vreodată molii ziua? Eu nu prea am văzut. Da, sunt atât de rapide. Ți închipui. Mie mi-e frică de ele. Și au putere de la soare și merg mult mai rapid către soare. Și apoi noaptea se întorc, se duc la becuri. Interesant, da, nu? Și să-mi roadă mie plovările. Ok, bătesc la ușă? Da. Bătem la ușă. Ok, bătesc la ușă și vă deschide ușa un polițist. Și deci vă spune... asta ce e? E fabrica de bere? Nu, este unde v-a spus Damien, e Gulliman. Unde putem dormi. Da, am înțeles. Tipul cu hotelul de vampiri. Vă deschide un polițist și vă spune, da, v-a trimis sergentul McNamara? Da.
Care sunteți noi? Cum vă numiți? Sunt, mi se spune Lambert, sunt proaspăt transferat din Toronto. Aha, e și... ca o chestie de experiență și alte... Da, da, burocrație de asta ciudată. Da. Și tu? Eu mă numesc Howard. Sunt din Tennessee. Da, în sfârșit avem și pe cineva așa mai din... Tennessee e în nord, nu? Nu, este în sud. Da, pe cineva din sud, în sfârșit. E de, dacă v-a trimis sergentul, hai, intrați, că tocmai am început să explorăm chestia asta și... Uf. Din Mississippi, pardon, scuzele mele. Sunt din Mississippi. Mississippi, desigur, desigur. Tocmai am început să explorăm asta și cam... Cam ciudat ce am găsit. Ia, hai, intrați. Ce-ați găsit? Te-am găsit în afară de toate semnele astea ciudate, punky pe pereți cu posterele astea și vedeți că este un bar așa ciudățel, este așa mai punky, mai... Dacă credeați că The Cave era ciudat, ăsta e și mai ciudat. Adică tineretul din ziua de azi, ce degenerați, ce... Aha, și încă n-ai văzut partea cea mai importantă. Mai rău de atât? Aha. Da, uitați-vă la subsol. Noi am dat decât cu lanternele, cu lanternele un pic, dar abia ce am văzut puțin, dar e înfricoșitor. E înfricoșitor, că nu sunt tocmai chiar de... Cum să spun, am văzut, eu lucruri și mai rele în Mississippi. Băi, deci dacă sunteți toți, eu pot să iau băieții și ne ducem să luăm niște gogoși, dacă... Dacă mă uiți înapoi, aduce și mie una cu cremă, okay. Îmi plac alea foarte mult. Mie nu, mersi, eu sunt la regim. Ok. Hai băieți, lăsați-i pe sergent să-și facă munca. Hey, vă duceți la subsol? Da. Bine, vedeți că la subsol nu sunt scări. Uh-huh. Este cât o cădere cam destul de mare, așa că dați-mi Dexterity plus Athletics. Dex plus... Niciun succes, pic în față, presupun. Bravo, si, dar îți bagi capul în pereți. Două succesuri. Cât timp Howard, da, ți-ai rupt nasul, apropo, când ai aterizat. Așa că ai încă un nivel de daniu. Poți să-ți folosești 3 puncte de sânge ca să-ți repar nasul. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trebuie să mănânci. Dup. Yep. Îți vreau să dau sticla. Îmi pare rău, Rambă, n-aș știu că... A băut-o ca nehalitul, Howard. Okay. Deci, vedeți jos un loc întunecat, ok? Și, Lambert, ai un sentiment de deja vu. Din viziunea ta cu bestia care te desmembra. Mm-hmm. Sună foarte familiar locul, e așa o peșteră, foarte, foarte umedă. Se audă cum... Howard, am fost aici. Îl țin pe Howard și îl zgălțui. Am fost aici. Fiara, a fost aici când m-a desmembrat bucată cu bucată. Mâna, cum mi-a scos inima, a fost aici. A fost aici. Și îl zgălțui așa. Peștera era de fapt un subsol. Mă uit așa în sus după un bec, știi, să văd dacă cum descrie. Îl dai la o parte pe Lambert de tot escâlție? Da. Ok. Pe unde vrei să te uiți? Vreau să mă uit pe sus, văd dacă e vreun bec. Ok, aprinzi dacă, bec. Dacă e exact cum zice, cum a descris Lambert mai devreme. Da, vedeți că vine lumină din becul de sus. Eu mă uit și de jur împrejur, ce vedem? Vedeți o pentagramă pe jos, cu niște sânge în centru, care, apropo, dați-mi un perception plus ocult. Două succese cu un 10 care anulează unul, practic. Da. Ok, Lambert, îți dai seama că acela este sânge foarte, 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 foarte vechi. Vechi în sensul că e acolo de mult timp sau că aparține cuiva foarte vechi. E cuiva foarte vechi. Și chiar dă-mi un self-control, te rog. Ok. Două succese. Ok. Nu, de fapt ar fi unul. Ok. Dificultate mare.
Da, e dificultate 7. Și... păi are deja, a dat 7, 9 și 7. Da, te controlezi mai mult sau puțin, dar simți așa un impuls să lingi sângele de pe jos. Eu așa cu deștiu puțin, ca să miros. Da, mă, ce dracu, ai scrupiști sub boss, pe bune acum. Le pot identifica cam ce generați sau știu ce ar fi. Dacă îmi dai un inteligență plus ocult, iar poți să identifici generația. Trei succese. Ok, e generația a treia. Oh. Și chiar dă-mi iar un willpower. Trei succese cu 10. Ok, reziști, m-am usat puțin. Tot vrei să-l lingi de pe jos. Howard? Eu așa îți gândesc cu mâna, Howard, generația Eu îi dau așa peste mână. Îi dau peste mâna aia cu deci tu, băi, dă chestia aia jos. Seamă, ce dracu, mănânci de pe jos. Generația a treia, Howard. Știi ce înseamnă asta, Howard, nu? Din câte am auzit, da. Adică este foarte putredă. E fix după un antediluvian. Să aibă legătură cu acel Matusalem din Mexico. Foarte probabil că chestia care a lăsat sângele ăsta... Să fie ajuns până aici, că totuși e distanță. Chestia care a lăsat sângele ăsta ne-ar putea face pilaf pe amândoi clipind. Exact. Dacă chestia asta e aceeași chestie care l-a răpit pe prinț... Poate căuta o gustare. Și totuși de ce este sângele chestii ăsteia? Da, chiar Lambert, dă-mi un intelligence plus investigation, te rog. Cinci succese. Ei, vezi că sunt semne de tortură. Ceva a fost torturat aici? Cineva sau ceva? Și poate da seama dacă, mă rog, cantitatea de sânge ar fi... cât semnată sau... 6 litri sau, mă rog... Ar fi destul de mult. Adică, dacă cineva ar pierde cantitatea asta de sânge, ar fi murit? Nu ar fi murit, dar ar fi intrat în letargo, în dormire. Mă uit în jur să văd dacă sunt urmele la... Încerc să dau seama cam exact unde era viziunea mea. Adică exact unde a fost plovită la de perete, cam ce urme ar fi în podea pe unde a mers creatura. Care? Ce? Creatura aia, umbra, care am văzut-o în vis. Pe unde ar fi mers, pe unde ar fi urmele ei? Poate că bucanci, gheare, ceva. Nu găsești nimic, nu este nimic. Altceva prin jur mai e? Parcă creatura n-a fost niciodată acolo. Și apropo, dați-mi un perception plus alertness amândoi. Patru succese. Wow. Și eu. Vedeți cum, surprinzător, nu ați reparat înainte, că este un perete cu foarte multe tăieturi de ziaruri. Și de vă ce? Atrage... E un perete de la cum face poliția, doar că cu recordul de ziaruri. Mm-hmm. Și pe unul din ziaruri spune, vă atrage atenția, spune... Om animal desângerat care a fost prins de poliție. Desângerat? Adică nu avea sânge în el. Aha. Spune acolo niște informații că a fost dus la morgă, că tal. Și spune la ultima pagină, scris de reporterul nostru cel mai bun, Scotty Cartwright. Scotty Cartwright, ții minte numele? Da. Puneți-l în cartel. Eu notez toate numele astea. Ok. Unde ține notez? Pe mână, că n-ai spus că ai cartel. Pe hârtie. Ok. Lambert, tu notează-le pe cartel. Da. Practic poți să-l ții minte ca memorie. Da, cartelul face post de memorie dietică. Da. Exact. Și acum dați-mi iar toți un perception plus alertness, iar.
5 succese, cu un 10. Ok, bravo. 3 doar. Ok, tu, Lambert, vezi că este o mică abertură în perete, prin care poți să bagi mâna mai mult sau mai puțin. Mm. Hey, Howard, bagă mâna acolo. Glumești, nu? Dacă ești mai forțos ca mine. Sau ești mai sprinte, adică ai alergat pe scări foarte rapid. Dacă e ceva acolo rău, poți să scoți mâna imediat. Ești mai lent. Deci cum este? E o crăpătură așa în perete? Sau da, e o crăpătură în perete. Mm. Avem lanternă la noi? Putem să băgăm lumina acolo? Nu, nu aveți lanterne. N-am nicio lanternă, nu. Naiba. Era o motocicletă, cred. Mai întâi mă uit cu vederea mea de super uman. Vezi că este... Lambert, bagă bățul. Bățul tău, iagul tău, bagă-l pe acolo. Oh, dacă pare, eu să supere stăpânul. Cu Auspex, vezi că este pare un guguloi de pânză. Ok, bag mâna, scot pânza. Ok. Vei, este așa, pare după tact, înăuntru pare că este ceva tubular, ca un, ca o probetă, ceva. E probetă? Eu scot lent. Ui la ea, ce este? Vrei să-l dezvolim din pânză? Da. Ok, dați-i amândoi willpower. Opa. 4. Ok. Uf, ok. Rezistați amândoi perfect. Și Lambert este plină, este destul de mare probeta și este plină de acel sânge de a treia generație, care aproape vă baga în frenzy. Dacă nu dădeați bine. Adică dacă failuiam amândoi ne certam pentru ea, nu? Nu, intrați în frenzy direct și vă umorați între voi. Aha. A, păi da, ne umoram pentru ea. Exact. Lambert? Stai, Lambert, știu ce este asta? Da, Lambert, știu. Întreabă-l pe Howard. Howard, știi ce e asta? Cred că mi-am putut și da și eu seama ce este chestia asta. E okay, bun. Să așa cu grijă. Măi, hai să avem grijă cu ea să nu se spargă. Puteți să o băgați în buzunar la careva. Cât de mare e? E, ba, că merge într-un buzunar. Destul de bine. Oare pot să-i pun conținut în sticla de rachiu pe care o goală pe care o mai aveam, în care aveam sânge anterior? Da, dar stai seama că este mult mai bine să o iei în acea probetă, fiindcă este mult mai ușor de manevrat. Ok, pun neprobetă, pun în buzunar acolo. Ai grijă să nu spargi. O să am grijă. O mare grijă. Ai grijă că atunci când ai convulsii de alea să nu cazi pe ea, să spargi, să... Da. Dacă vezi că am cumva convulsii, mai întâi prinde haina, apoi arunc-mă pe mine pe un pod sau undeva. Adică să nu pățească nimic, sângele ăsta e prețios. Da, da. Nu știți voi bine cât de prețios e. Ok. Vă dați seama că e aproape de să vină soarele, așa că ar trebui să vă duceți la un hotel. Mm-hmm. Să continuați ziua viitoare. Primul hotel pe care ne urcăm înapoi sus pe căzătura de unde am picat. Dați-mi un strep plus analytics iar. Poți folosesc potens? Da, nu, potens se folosește automat, deci ai două succese automate. Ah, ok. Hey, Howard, urcă tu primul și ajută-mă să urc. Ok, deci, l-ajuci pe el. Am ok, 5. mai dăm încă o dată. Deci, nici nu mai e nevoie să-mi dai. Cu 2 îl urci automat. Da. Okay. Îl ridic așa, îl trag ușor. Ca pe un fulg. Ok. Vedeți că s-au întors polițiștii și spun a, băieți, dacă vreți să vedeți cadavrul ăla fără sânge pe care l-am găsit, este la morgă. Oh, oh. Sau dacă vreți, dacă ați văzut... newspaper-ul ăla, puteți să vă duceți să vă interogați pe ăla, cum îi spune, reporterul ăla, mă, Scotty ceva. Da. Scotty Cartwright, da, bună idee, bună idee. Scotty Cartwright, sigur o să... Nu glumeai, wow. Nu vezi așa ceva în Toronto? Nu? O să ne ducem să investigăm un pic mai târziu. Exact. Hai că ne duce și noi, pe acasă. Aproape că am uitat de ea, uite, ți-am păstrat-o pe ultima cu crema. Oh, mulțumesc foarte mult. Ador astea. Mușcă așa puțin de linia. Și o mestec așa în continuare. Eu mi-o prind o țigară. Ultima țigară așa înainte de culcare. Ok, bravo.
Dă-mi un self-control, te rog. Încă o meșteg. N-am găsit-o. O meșteg așa în continuare. Da, da, îmi dau seama. Mai dau? Come on. Howard? Hmm? Self-control, te rog. Eu? Da, tu. A, n-am înțeles, am crezut că... Self-control... A, stai că nu pot să... Trebuie să scriu. Da. Se uită polițistul la tine, Lambert. Îți place mâncarea bine amestecată să nu ți se... Savoarea. Savoarea. Dar apropo, când, la cât o ții tu așa în gură, începi să... Da, îți deschizi țigara perfect. Începi să... Așa, un lejer, o lejeră savoare. Mm-hmm. De când ai mai... ai avut savoarea mâncării în gură. Mm. Foarte savuroasă, ador astea. Mulțumesc din nou. Ok. Vă băgați în mașină, presupun. Da. Da. Hey. Scuipi o goașa. Da. Și pun restul în buzunar. Auci. O să fie nu, exact nu, ca în nu ce-am scuipat, ce n-am mâncat. Pentru un șervețel, pun în buzunar. Cum să-i găsești așa cu goașa? Da, tocmai. Exact. Și în Broken Sword 2 la fel găsești o gugoașă, o jumătate de gugoașă. Sau în Broken Sword 5 cu un biscuit. Ah, God. Da, vă duceți la un hotel, vedeți pe un tip așa gras la intrare, vă spune, de-aia care sunteți, ce vreți? Vrei și noi o cameră. Da, $30. Îi dau bani. Ok. Luați-vă $30 din bani. Da. Ok. Vă duceți la camerele voastre, sunt destul de dărăpânate. Pune și pe chestii, se spune undeva pe acolo. Ești pe el. Da. Într-un colț. Chiasă-s într-un colț. Cap în sac. O să doarmă prea confortabil, dar... Da, exact, exact. Și trage în jaluzelele. Așa e, bravo, bravo. Trage jaluzelele. Trage și jaluzelele și ceva. Și... Pot să pun ceva, nu știu, un fotoliu, ceva. O... Eu iau sticla aia goală care aveam. O pun așa, echilibrată, perfect, pe clanță. E un truc care l-am învățat de la Mel Gibson. Da, știi că nu cred că o să ne ajute foarte mult. Și da, măcar să știu dacă a fost cineva pe acolo. Da. Și auziți, cred că o să afli prea târziu dacă a fost cineva pe acolo. Da, apropo, Lambert, dați-mi amândoi perception plus awareness. Două succese. 6 succesuri. Wow. Wow. Cu 2 de 10. Ok, Howard, tu auzi cum în celelalte camere lumea... Mă înțelegi tu? Am înțeles. La ora asta, așa, de dimineață sau au continuat până acum? Continua până voi dormiți. Am înțeles. Îi zic lui Lambert, Lambert, când a fost ultima oară când, știi? Mai ții minte? Oh, nu mai țin minte, că a trecut mult timp de atunci și vocile tot vorbesc într-una. Mă, tehnic încă mai puteți dacă luați un punct de sânge ca să... Să încă spală, bine. Pompă. Exact. Bă, dar e bine, știi că de fapt practic se scoală la comandă, adică... De fapt, tu că ești Bruhau sunt cei mai potenți, așa, da. Da, sunt cei mai... Nu, sunt ăia care o fac așa mai la stilul vechi de cele mai multe ori. Da, înțeles. Da, cei mai pasionați. Ok, repartiția de experiență. Luați punctul pentru interpretație, în special Lambert. Foarte bine. Mm-hmm. Luați încă un punct pentru ca să supraviețuiți nopții. Iar aș... nu ne-a păstrat experiența. Nu, cred că aveam 5 sau 6, nu mai știu cât aveam. Aveați 3 din data trecută. 3 aveam. Așa că până acum aveți 5 și dacă îmi spuneți bine ce a învățat personajul vostru, pe rând, cineva primul? Howard, primul. Ok.
am făcut cunoștință cu, cu Ballard, acel gras infect, care chiar dacă este vampir încă mai bagă în el ca spartul și care ar fi următorul succesor pentru prinție. Am făcut cunoștință și cu Baltazar, eu am făcut cunoștință mai îndeaproape cu el, adică și cu amintirile lui sau nu? Nu. Dacă îmi dai un intelligence plus empathy, ai putea să știi din amintirea lui. Hai că pot să dau. Vezi așa o mică viziune și vezi că i-a fost dat ordinul nu să vă omoaie, dar să vă dea așa o mică lecție ca să țineți minte cine e ăla care dă ordinele. Așa că practic okay. Ok, mă gândesc că practic nu era chiar atât de rău tipul. Și îmi pare un pic rău că l-am păpat. Bietul de el. Da. Am mai învățat că pe răposată îl cheamă Julian Carey. La gluntele în cap. Carey. Așa. Care a murit cu un glunț în cap. Scăfârlie, da. Am văzut și... cred că probabil era pasionat de șah. Și am mai învățat că putem avea aliați și la anarhiști, teoretic, pe Damien și pe Neon. Am învățat că asta cum îi zice, s-a văzut un talent prin Mexic. Am învățat că bă, probabil că acel Matusalem a ajuns pe undeva pe aici, prin Chicago, și că prințul îl căuta și că probabil că sunt conectate cu lucrurile astea două, dispariția lui și faptul că îl căuta pe ăla. Avem un puzzle pe care nu l-am rezolvat încă. Am văzut un cadavru suspicios la morgă, care nu avea sânge și că tipul care a scris în ziar, la jurnalistul, cheamă Scotty Cartwright. Și cam atât din câte mi-aduc eu aminte. Am învățat că vampirii pot fi delicioși. Mai ești? Nu te auzim. Teller of Darkness, mai ești acolo? Da, pardon. Acum când diabilizat primul tău vampir, o să fii mai susceptibil la a mai diabiliza din când în când. Am înțeles. Ok, ești tu punctul... Așa mai cu ochiul cu vai. Lambert, te rog. Ok, ce am învățat? Am făcut cunoștință cu mâna stângă a prințului, o mână ce este cam dornică să pună degetul pe alții că ar fi ei vinovați de dispariția prințului, deși părea cam improbabil ca niște nătânci proaspăt deveniți vampiri să făcut asta. Deci, evident, ăla știe ceva, ascunde ceva și vrea neapărat ca să dea vină pe altcineva. Am făcut cunoștință cu vampirul, cu șeriful, care era pe vremuri un ăsta colonist... venind încă din Europa, care adoră mașinile din anii 20 și adora mașinile din anii 20 și pistoalele Colt, un pistol la fel ca meu. La scena incidentului am aflat că cel care a provocat dispariția prințului era o creatură foarte puternică, posibil vampir, pentru că a folosit discipline vampirice. A rupt ușa cu o singură mână, s-a făcut invizibil în lift, a reușit cumva să domine mental pe Natasha, care nu și-a mintea absolut nimic de ce s-a întâmplat. A acționat și foarte rapid. Asta, Curry a fost totuși împușcat cu un pistol, așa că probabil trebuia să o întrebăm pe Natasha dacă avea cumva un pistol la ea în momentul ăla,
posibil să-l fi împușcat, ea dominată de, cum îl cheamă, de întunericul ăla mare. Apoi am aflat că nu e tocmai bine ca să ne dăm oarecum mari într-un oraș, pentru că șeriful a vrut ca să ne facă ceva rău anume. Anarhiștii sunt de partea noastră, adică sunt parti ok, mai prietenuși decât credeam că vor fi. Am mai aflat că polițiștii sunt foarte stereotipici în Chicago și pleacă la orice scuză după gogoși, chiar dacă este vorba de o scenă destul de oribilă a unei crime. E ca să mai relaxezi și după ce a văzut. Deci, totuși, după gogoși, adică mai bun la o băutură decât după gogoși, că am grăbit-o la stomac după ce vezi ceva. Am văzut că după pentagrama de pe jos și cu informația care am luat-o de la mașină scris, s-ar putea să fie vorba de niște sataniști care se folosesc de sângele unui Matusalem, despre care m-am auzit anterior, ca să facă rituale, nu știu exact ce ritual, dar cu siguranță e vorba de satanism pe acolo, după pentagramă, cred, și că ar trebui să mergem pe undeva pe la morgă să analizăm corpul ăla de animal drenat. Cam asta e ce m-am învățat eu. Da, apropo, simțul vostru comun vă spune că ar trebui să începeți prin teporter. În ce? Prin tipul care a scris articolul. Jurnalistul ăla. Da, simțul vostru comun așa vă spune. Păi, luați și voi punctele și îi le dau și... La chestia asta cu învățatul, se referă la informații sau la ce a învățat? Se referă la tot ce a învățat vampirul vostru despre... Și încă ceva. Să nu stau legat pe lângă Howard. În niciun caz legat pe lângă Howard. E pericol. Da, bravo, bravo. Da. Se referă la... tot ce a învățat vampirul vostru. Fie că e despre Camarilla, fie că e despre ce se întâmplă acum, fie că e despre World of Darkness, orice. Așa că ai trebuit să-mi spui că ai văzut despre lupi. Ce? Ai trebuit să-mi spui că am învățat și despre lupi. Da, corect. Da.